Toamna și intră în complet în drepturi, chiar dacă începutul săptămânii aduce căldură, vremea se schimbă brusc, de la 25 de grade vom avea temperaturi scăzute și cu 10-15 grade începând cu a doua jumătate a săptămânii. Începem săptămâna cu o vreme frumoasă și caldă, temperaturile ajung la 23-24 de grade prin partea de vest, mâine așteptăm chiar 25 de grade în zona deluroasă a Moldovei, iar miercuri temperaturi ridicate vor mai fi în partea de sud a țării, tot așa 24-25 de grade, inclusiv în capitală așteptăm o creștere a temperaturilor. Din a doua parte a săptămânii, valorile termice încep să scadă semnificativ. Începând de miercuri, un front atmosferic rece va avansa dinspre Europa Central-Nordică, va intra prin partea de nord a teritoriului și se va asocia cu ploi locale, dar slabe cantitativ, prin nordul, centrul și nord-estul țării. Temperaturile vor scădea și mai mult joi, fiind așteptate 17 grade Celsius. Răcirea va fi destul de semnificativă joi în toate regiunile, când temperaturile vor scădea cu 10 grade în anumite zone. Temperaturile maxime de joi vor fi cuprinse între 7-8 grade prin nordul Moldovei și cel mult 17-19 grade prin Oltenia. Pentru vineri dimineață vor fi temperaturi preponderent negative prin nordul, centrul și nord-estul țării, valori ce ar putea scădea și sub minus 4-5 grade prin depresiunile intramontane.